Cele mai afectate de decizia CCR sunt dosarele de la DNA. Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, omul de afaceri Nelu Iordache, inculpații din dosarul diluanților falși de la Hexi Pharma, omul de afaceri Ioan Niculae sau patronul FC Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, pot răsufla ușurați. Au scăpat de ani buni de pușcărie după ce faptele s-au prescris. Și fostul ministru Darius Vâlcov își poate vedea liniștit de afaceri la Milano, după ce a scăpat de 6 ani și 6 luni de pușcărie, iar în aprilie are șanse să scape de toate problemele penale, inclusiv de alți 8 ani de închisoare pe care i-a primit în primă instanță, după ce ar fi luat șpăgi cu sacul. Elena Udrea speră și ea într-o prescriere. Procurorul Marius Voineag, nominalizat pentru conducerea DNA, spune că mai există o speranță la Curtea Europeană de Justiție pentru stoparea situației fără precedent în care sistemul judiciar se află. Până nu avem o concluzie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, nu cred că ne putem pronunța atât de franc. Dacă s-a greșit sau nu s-a greșit într-o situație de genul. Prescripția faptelor induce o stare de neîncredere, pentru că după ani întregi de anchete nu există vinovați. Pare că scopul ei e să scape vipurile de pușcărie. N-a existat această dezbatere în România, cum n-a existat nici despre condițiile din închisori, până când n-am avut o garnitură de vipuri politice condamnate cu executare. Problema mai degrabă în Parlament. În loc să-și dorească asanarea clasei politice, mulți parlamentari români se tem să nu ajungă ei la mâna justiției. Magistrații cred că se impun o legislative, astfel încât inculpații să nu mai aibă nenumărate căi de a trage de timp. Răspunderea pentru prescrierea dosarelor penale se împarte între legislativ și sistemul judiciar. Acei colegi care chiar doresc să soluționeze în termen aceste dosare sunt unii cercetați disciplinar apoi, pentru că le scot în pronunțare și amână pronunțarea, fiind atât de complexe încât chiar rechizitoriu este de mai multe volume. Deci n-au cum să motiveze în foarte scurt timp. Legislația a fost atât de incoerentă încât prescripția a salvat chiar și persoane condamnate definitiv. Este cazul fostului viceguvernator Bogdan Olteanu, care a fost eliberat după doar 2 ani de închisoare din condamnarea de 5 ani, după ce a luat șpagă 1 milion de euro de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu.